Românii care nu își permit să-și plătească integral costurile de întreținere în această iarnă trebuie să știe că pot beneficia de ajutoare de căldură de la primărie. Ajutoarele pentru încălzirea locuinței cu energie termică, gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbun și combustibil petrolier se acordă în perioada noiembrie 2016-martie 2017 pe bază de cerere însoțită de acte doveditoare privind componența familiei și veniturile acesteia. În perioada următoare vom începe depunerea dosarelor pentru subvențiile la încălzire cu energie electrică, la încălzirea cu gaze naturale și cu lemne. Condițiile au rămas aceleași de anul trecut. În perioada următoare, în perioada 12-13 octombrie, personalul de la Direcția de Asistență Socială va lua legătura cu asociațiile de proprietari pentru a distribui cererile și actele necesare pentru obținerea acestor subvenții. Începând cu data de 17 octombrie, la sediul Direcției de Asistență Socială va începe preluarea cererilor pentru cei care se încălzesc cu lemne, este vorba de cei care locuiesc la case. Iar până pe data de 14 noiembrie se primesc cererile pentru cei de la asociațiile de proprietari care locuiesc în imobile. În sezonul rece 2016-2017, modalitatea de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței este reglementată de Ordonanța 27/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare.